Executivul local a anunțat că după sărbători vor începe plombările carosabilului asfaltat de pe teritoriul Lugojului. În graficul de lucrări sunt cuprinse 77 de străzi. Licitația pentru plombări a avut loc pe 26 martie, iar câștigătoarea a fost desemnată firma Axela din Timișoara. Contractul a fost semnat, iar lucrările vor porni imediat după Paște. Străzile afectate au fost identificate, iar suprafața pe care se va acționa trece de 9.000 de metri pătrați. Perioada de realizare a lucrărilor este prevăzută pentru 3 luni de zile.